Da. Uite, acum cu o pungă din asta mai tare, să vezi că se face o lipitură impecabilă. Se face perfect, perfect, perfect. La cealaltă pungă, la asta, vă recomand să nu mai folosiți niciodată. Nu este bună de nimic. E prea moale punga. Se întâmplă următorul fenomen. Când e punga băgată aici, când aerul face bășică să umflă în pungă, ea tot alunecă, tot alunecă, tot alunecă, tot alunecă, se duce încolo, pentru că este aer în pungă. Bine, și aici este aer în pungă, dar punga fiind mai dură, mai tare, mai groasă, atunci nu are cum să învingă colțul ăsta, unghiul ăsta. Uite, și la asta ar trage de ea, dar nu are putere să o întindă încolo. Nu poate. De ce nu poate? Pentru că e punga mai dură. Și ca să puteți să folosiți pungile alea, vă recomand să folosiți setarea asta, așa. Să nu dați mai mult, mai vacuum mai mult pentru pungile alea subțiri, pentru că nu rezistă. Pungile astea subțiri o să vă tot alunice. Punga asta puteți să-i dați și aproape maxim, deși uzați și stresați mașina degeaba, dar o să n-aveți de ce să-i dați maxim, că ea videază și așa, pe la un sfert, pe la jumătate. Și uite, cât de calitativ a ieșit amprenta de la pungă, cât de calitativ a ieșit lipitura. A ieșit perfectă, minunată. A ieșit amprenta de pe pânză, de amprenta de pe pânza aia de teflon. Așa. A ieșit amprenta de pe pânza de teflon pe lipitură, ceea ce demonstrează și certifică faptul că s-a făcut o lipitură de foarte bună calitate. Păcând cu pungile astea, așa o să vă iasă aiurea din când în când, pentru că ele n-au cum să stea acolo. Nu pot să învingă vacuum, sunt prea moi. Pungile astea vă recomand să le folosiți, nu știu, la ce altceva, ori la vacuum puțin, că iese strâmbă lipitura, nu când are și bună, de bună calitate. Se lipește de calitate, nu intră aer, nu face, nu drege, decât ca și estetică, din cauza că se mișcă, se mai videază câte una așa pe diagonală, câteva dintre ele se videază pe diagonală și nu aveți ce să le faceți să nu se videze pe diagonală. Cam asta ar fi rezolvarea cu mașina asta. Ea merge, lipește, face tot ce trebuie, rămâne astea vidat în continuare, dar vă recomand să nu vă zgârciți la foarte puțin în plus, poate cât o costă o pungă mai groasă în spre diferență de punga asta cu striații, și luați-vă punga așa mai groasă. Cu cât e mai groasă, cu cât e mai dură, cu atât vă stă produsul, cum l-a spus. Păi când dacă e punga subțire, aici fiind vacuum puternic, asta fiind o mașină profesională, trage de produs, să umflă aerul înăuntru, când se umflă aerul înăuntru, se transformă punga într-un balon. Și fiind moale, nu are putere să o pună, să nu se miște după pe loc. Asta e cam toată ideea. Acum e cel mai bine cu putință, adică pentru pungi mai groase puteți să-i mai dați un pic mai mult vacuum, dar nu mai mult de atât, că n-aveți de ce. Cu cât îi dați vacuum mai mult, cu atât stresați mașina mai mult și e inutil. Pentru că poate vreți să o folosiți și peste 10 ani, 20 de ani mașina asta și nu e nevoie să-i dați de acum, să-i puneți zahăr în benzină. Pentru că nu e nevoie de acum. Ai făcut vacuumul ăla maxim așa ca să dacă ai pungi extraordinar de groase, gen saci din aia de polietilenă, pentru lucruri din alea e făcut în mașina să poți să-i dai așa mai mult, mai mult vacuum. Dar nu, în cazul de față, pentru produsele astea, eu zic că asta e setarea ideală pentru punga aia mai tare sau cu o biluță două mai jos pentru punga asta mai moale, ca să nu vă mai alunice. Bineînțeles, punga aia mai tare nu vă alunică nici dacă dați la maxim, dar nu vă recomand să dați la maxim, că uzați și pompă, uzați și furtune, uzați și bereclovalvă, uzați tot, nu astăzi. Și așa, câte un pic, câte un pic, să consumă din ele. Dar dacă o folosiți pe la jumătate, ca un dog Logan, ca un tico. De ce să-l duci pe tico la 150-170 la oră? Merge, dar nu e bine.
Așa că și asta are și ea maxim, dar nu e bine să mergi cu ea la maxim dacă îți face treabă bună și la jumătate. Da, mergeți, rămâne asta vidată, sunt aici de câteva ore, nu s-a desfăcut niciuna, toate sunt vidate, chiar și cele care le-am făcut la începutul începutului sunt la fel de vidate. Tare de dai cu el, de zici că e piatră, nu s-a devidat nici măcar una singură dintre toate astea, dar nu vă așteptați la pungerea asta subțiri să vă fac lipitura dreaptă. Ca lunică, nu sunt bune ele ca și pungi, dar în rest lipitură faci. Merge. Mai mult de atât n-am ce să obțin din ea. E idealul, e perfect. Zici că e nou, e minunat. Mie îmi place cum lucrează.